Bună ziua și bine v-am regăsit! Multe mămici au venit la cabinet cu copii de diferite vârste, care au avut o răceală, un nas care curge, un guturai, dar care nu mai trece, deși li s-a administrat medicația antiinflamatoare, antitermică. Ce ar putea fi? Să ne gândim că totdeauna o răceală care nu trece normal în 3, 5, 7 zile sub tratamentul simptomatic, dacă persistă o nas care curge prin orea poasă, ca un robinet care nu se mai oprește, sau nas înfundat, în special seara, cu strănuturi repetate în salve, cu o mâncărime intensă la nivelul gâtului, la nivelul faringelui, la nivelul ochilor care sunt roșii și lăcrimează intens, la nivelul urechilor, toate acestea trebuie să ne atragă atenția că nu mai este vorba de o simplă răceală în guturai, ci de o alergie respiratorie, foarte frecventă în anotimpul rece. Ce este de făcut? În primul rând, trebuie să mergem la medicul alergolog care să ne dea un diagnostic clar de alergie respiratorie și la ce este copilul alergic, pentru că poate să fie alergie la polen, la acarieni din praf, la blana animalelor, la praful de cretă. Sunt nenumărați alergeni care pot declanșa aceste alergii respiratorii. Deci după ce am avut un diagnostic și bineînțeles în funcție de intensitatea simptomelor, alergologul ne va da tratament local sau tratament general, intervenim și noi cu plante. De ce? Plantele au proprietăți antialergice, antiinflamatorii extraordinar de benefice. Vorbim de extracte de coacăz negru, de măceși, care îmi diminuă mult simptomatologia. Vorbim de plante cu calități imunomodulatoare, cum este reishi, agaricus, care ne modulează imunitatea, deci scad toate aceste fenomene. Toate aceste terapii trebuie administrate pe termen lung, trebuie făcută o schemă, în special pentru copii. Dar și adulții, să știți că se confruntă din ce în ce mai des cu aceste alergii. De fapt, este vorba de o creștere a incidenței alergiilor respiratorii în populația de toate vârstele. De fapt, este vorba de o polialergie, de suntem alergici la mai mulți alergeni. În acest caz, deci, cazul adulților, la fel, vă recomand plante imunomodulatoare, deci în niciun caz nu vom lua plante care stimulează imunitatea de tip echinacea, deci plante imunomodulatoare, cum este uleiul de chimen negru, la fel, cu efect antiinflamator sunt brusture, trei frați pătați, urzica, păpădia. Deci, dacă avem o răceală care nu se rezolvă în maxim o săptămână, dacă persistă simptomele la care se poate adăuga acea tuse, seacă iritativă, de multe ori pacientul vine, spune: am fost răcit și am rămas cu o tuse care nu trece cu nimic. Atenție, tusea aceasta iritativă poate să fie de natură alergică. Deci consultați totdeauna alergologul și medicul apifitoterapeut. Pentru că netratată la timp poate să se transforme într-o rinită cronică, iar la copii poate să declanșeze fenomene de astm bronșic. Multă sănătate vă doresc!